Cum credeți că reia dintre interprete i-a fost atribuit numele de Rapunzel de Moldova? Este vorba despre Luciana Spânu și noi am aflat de la ea cum își îngrijește părul lung. Interpreta de muzică populară Luciana Spânu a reușit să cucerească inimile publicului datorită vocii sale deosebite, dar și a chipului Ginga și Blajin. Pe lângă talentul născut pentru cântat, artista a mai fost înzestrată cu o podoabă capilară de invidiat. Eu prefer să zic că bunul Dumnezeu m-a înzestrat, dar am și bunica. O am în familie care, din pozele vechi pe care am reușit să le prind, am văzut-o întotdeauna cu codițe împletite în forma veche, ca un fel de coroniță, și atunci cumva părul sau dimensiunea lui nu era arătată așa cum se arată acum. Și eu am fost cumva impresionată. Dorința de a avea păr lung și mătăsos o are din copilărie. Mama era cea care mereu îi împletea cosițe, iar atunci când mergea la frizer, nu permitea să îi se scurteze mai mult de 3-4 cm. Așadar, de mai bine de 20 de ani, Luciana este recunoscută drept fata cu păr lung. Foarte greu merg pe mâna specialiștilor, foarte greu mă încred pe mâna cuiva, mai ales necunoscut, și mai cu seamă greu fac schimbări radicale. Mi-e frică. Una din schimbarea mea radicală a fost că am îndrăznit și mi-am făcut câteva scărițe și atât. În rest, nu m-am văzut niciodată cu păr scurt sau până la umeri sau mai jos, niciodată. Ca orice femeie, interpreta are și câteva secrete de îngrijire a acestuia pentru a-l menține sănătos și strălucitor. Nouă ne-a dezvăluit că niciodată nu l-a vopsit și crede că nuanța naturală este cea mai frumoasă. De asemenea, nu folosește placa de îndreptat sau pentru bucle. Astfel, îi favorizează dezvoltarea și creșterea. E o plăcere pentru mine să-l îngrijesc. Secretul de bază, cred, și l-am mai spus de fapt fetelor, este să-ți iubești părul, podoaba capilară. Eu îl ador, îl iubesc și încerc întotdeauna să-l dezmierd, să-l alind cu balzamuri, cu spray-uri, cu șamponuri de calitate bună, da? Acum mai cu seamă folosesc șamponuri pe bază naturală, din hamei, nu usuc cu uscătorul. Îl las așa în voia lui, fac ce am de făcut prin casă și nici nu observ când părul meu e uscat. Nu a renunțat niciodată la părul ei, doar cu excepția unui motiv bine întemeiat, cum ar fi o cauză nobilă.